Hide and Seek cu moartea, dragi prieteni, sau mă rog, cu Ghostface, pentru că el este Ghostface, știu că vă place foarte, foarte mult acest skin și băi, chiar este reușit, este tipul din Scream, nervosul din Scream care omoară pe toată lumea, mă rog, astăzi ne jucăm iarăși pe harta Scream and Crevetca, Hide and Seek, este o hartă super, super tare, ne-am mai jucat pe ea și vreau să vă spun că dacă se aude cu eco, este datorită faptului că încă nu am reușit să pun mobil aici și tot ce trebuie, dar mă rog, băieți, ideea este că toate clipurile de astăzi se vor auzea și sper să se audă bine. Dacă se aude un pic cu ecou, îmi pare rău, îmi cer scuze, da? O să ne jucăm alături de Ionuț, Asteca, Pulis, Cosmin, Alex și Ursache. Și haideți să începem fără să mai stăm atât de mult pe gânduri. M-aud dubios, băieții, nu? M-aud bine eu? Mie mi se pare că se aude cu ecou. Bine, nu știu acum în filmare cum se aude, dar vă spun eu că s-ar putea... O, ce e aici? Să se audă cu ecou. E puțin tăl cam umbră. Bă, dar trebuie să mai învățăm și noi. Da, teleportări, chestii. Ce? Bă, deja ai tele de drumul. Cosine. Bă, nu știu nici ce tele... Au, știu. Let's go, boys! Fraților, înainte de toate, cât mai multe like-uri dacă vreți să postați și mai multe videoclipuri cu CSGO Hide and Seek. Haideți să vedem dacă vine moartea după noi aici. Vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea și hai să văd acolo și... mai multă susținere în continuare din partea voastră. Bă, ăștia știu spoturi. Mamă, mâncați așa. Dacă se bagă unul acolo, am mirlit-o. Da, vezi că aici se știu spoturi și trebuie să fugi pe apă. Mamă, văd, mâncați așa. Mamă, mamă. Inima, inima. Uuuu, asta nu știam, să mor. Mi-a merge să mă bag undeva? Deci aici, frate, găsești foarte multe spoturi dacă pur și simplu explorezi harta. Să avem reacție aici, deja Asteca a murit. O, a intrat și domnul Sebastian, bună ziua, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Uite mi-a moartea, cum se capsără moartea pe pereți. Am înțeles, no problem. Map by Crevetca. Hai băieții, găsiți pe frate. Am înțeles. Bine, ăștia știu spoturi. Am pus doar doi care să ne caute pentru că... Și că uite-te în sus, mă, vezi? Ce vrea mă Asteca? E nou, da, adică așa la... Ha, sunt... Ai bindu-o, da, să nebunem? Da. Băi, eu chiar sper să se audă bine, sper să nu se audă un eco foarte, foarte mare acum, Ana. Că se audă un pic eco, e normal pentru că e eco în cameră. Că e mare camera, dar nu-i problemă, se rezolvă. Hai băieții, unde sunteți? Ce cauți? Să vii te-ai dat pe fratele tău? Da, am văzut. Uite-l și pe flag. Aici, aici. Na. Flagma, I'm alive! Doar eu cu Cosmin am rămas și nu suntem în casă, băiți. Păi, pe mine m-a alergat unul și am scăpat aici. Flagma? Nu, Alex, te rog, nu, nu, nu. Aolo, unde să mai fug? E panicat ăsta. Date, date. Gata, mă, bro, am supraviețuit. Trebuie să facem niște scheme. N-ai supraviețuit. Mă! What the fuck? Ăla era fix lângă mine, bro. Mamă, și la alerg acum și pe Flegmă și gata. M-au întrebat foarte multe persoane de ce îi spune Flegmă. Nu știu de ce, băieți. Se parcă se potrivește, bravo, ursule. Parcă se potrivește așa pentru el. Just Cosmin, just flag, mă. Aici am murit și eu. Cosmin, aici am murit și eu. Am făcut remedie că a făcut ursul. Haide, următorii doi. Care să știe harta așa mai tancă. Vreau să mă duc în spotul de-astea. Mamă, Cosmin cu Sebi. Cosmin, o să murim. Să știe harta că mă duc în spotul nebănui. Bună! Ne moară ăștia pe noi. Salut, băie! Ce caută ăsta aici? Care ești? Mă duc în spoturile astea mele, șmechere. Bă, cum a ajuns mă aici? Mă cruci? Scheme! Cum a ajuns ăsta aici? A, s-a dus. Hai, bă, cu bine că-s cam 3 ani și că nu știu că știu spotul. Păi chiar nu știu spotul. Da, tu ești. Ooo, ce știe fratele vostru pe harta asta, băieți? Luați-vă și voi harta și jucați-vă cu prietenii, că e super, super Catherine harta. Se bine, încearcă spre. Salut! Salut! Ooo! Player. Unde a scăpat? Bă, tu ești prost, Sebi? Mamă, mâncate! Mâncate și gura ta! Da, salut! Mamă, ajutor! Am un ghei în spatele meu să mă arăt. Oh, doamne, mamă, frate, era să fac infarct, ești nebun? M-au luat palpitațiile, băieți, nu mai pot aici.
Doamne, inima mâncată. Bă, frate, de două ori m-am teleportat, de două ori m-am întâlnit față în față cu moartea, băieți, cu Ghostface. Să mor. Să moară, băieți, mai înțeleg ceva. Uite-l pe ăla, cum dă pe acolo, pe lângă smoke, ești nebun. Ce e nebun. Mamă, dar te smoke-uri. Prinde-l, că-i bulangiu. Mamă, eu rămân aici. Hai că ăștia nu prea știu arta, băieți. Avem câștig de cauză, suntem pro players, ești nebun? Pro players conform. Ia uite, Asteca vrea să se pună. Cine vrea să fie cu Asteca? Ionuț? Sigur nu vrea. Prietenul lui Asteca Ionuț, băieți, se înțeleg foarte bine. Sigur nu vrea, Ionuț. Bă, da, era mișto dacă mai era vreun spot aici. Stai puțin acolo, poliție. Unde să știi? LOL, m-am blocat. No! Bă, frate! Coal! Zizandrei? Băieți? Cred că am cel mai mare ghinion la teleportare ever. De trei ori m-am teleportat, de două ori m-am întâlnit față în față și a treia oară m-am teleportat în el, coaie. Bă, frate, în el, mă. Băi, nu mă mai putea mișca. Doamne, bă, își bate joc, mă, harta asta de mine. Unde e Pulic? Mamă, ce știe Pulic și scheme de-astea frumoase. A dispărut. Mamă, vedeți că sunt trei în același loc, băieți? Dar afară sau în casă? În casă, 3 și 1 afară. Da, în casă 3 și afară 1. Cosmine, fii antenat. Mamă, acum toți sunt cam în casă, așa, cam în interior. Cred că știu unde e o plecat. Ți-l prind, Cosmine. Știe Cosmin, băiți, uitați-vă la el. Nu pare deloc dezorientat, ești nebun. E în baie, lu. L-am văzut. Dispărut. Vezi, unul la etaj, unul la etaj. Brum, 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 brum. La etaj? Da, l-am văzut pe geam. Mi-e așa somn, băieți, când filmez acum, e destul de vreme, e 2 după amiaza, da, e de vreme. Uite-l, uite-l. Pentru programul pe care l-avem e foarte de vreme. Cum ajungem la ăsta? Stai, sunt... Captează-l puțin acum. Bă, da, băi, n-am avut pe geată de harta asta. Bă, deci e ușor rău de tot. Na, că m-a dat la naibă. A, spotul ăsta e de aici. Aaa, e ușor rău de tot. Na. O să dau un spoiler, ucigaș. O să vă... Te spară, te bat, Andrei. O să vă dau un indiciu ucigaș. Nu da. Uite-l pe ăsta vre- la geam. Să nu dau indiciu ucigaș? Fără. Băieți, spoiler ucigaș, da sau nu? Bine, problema da, este că este videoclip, nu este live, deci trebuie să vă gândesc foarte bine. Nu. Bă, uite-l pe ăsta, fuge, a intrat în... Păi da, ăștia nu știu harta. Ripulis? Oh! Bravo. Sebi, du-te la etaj. Sebi, du-te la etaj, du-te la etaj. Nu. Andrei, vrei o cană de suc? Du-te la etaj. Pe masă, bă, să iei pe suc, dă-i! Nu pare rău. Dar a zis deja Alex. Băi, deja a zis Alex o cană de suc și Sebi se cea glonzi deja, ești nebun. Hai, mă, că nu-i prost Sebi, băieți. Râde-n glumim de Sebastian, dar nu-i prost, e deștept grămadă. Mamă, ursule, e când dracu. Prinde-l pe! Cu tot zgâtul, măti, cum te-ai teleportat aici? Cu tot morții, măti! Mai e doar unul, un minut. Bă, vorbește-mă frumos, un minut și 30 de secunde, băieții. Ăștia nu știu. N-am trăs afară. Rip. Te-ai dus, brodere, e ok? Asta e ca cu Ionuț, haideți? Doamne, stau fecat. Cea mai bună echipă! Băiți, pentru cei care nu știau, Ionuț cu Asteca sunt foarte buni prieteni. Au vrut să întemeieze o familie. Viața mea, ce? Nu! Nu prea se înțeleg așa, dar na. Am Ionuț, de ce? Bă, Ionuț, tu ești moartea. De ce stai? Ce? Oh, asta. De ce ai vrea să mor când tu deja ești mort cu prietenul tău Asteca? Salut, Alex. Salut, frate. Închide ușa acolo. Bă, ăsta ia feca aici, nu-i corect. Schidul, bă. Na, ia feca, Ionuț. Nu pot. Na. Dă-te. Nu mai e, gata. O, dar se vede, mă. Dar, hei, e bine și aici, e bine, ok, eu sunt de acord și cu poziția aceasta, băiți. Chiar dacă nu este o poziție, tocmai ok. Mai aud pe ăștia aici. Uite-l, e în casă, la parter. Eu stau aici, băieți. La cum râd ăștia, cred că nu i-ați văzut. Oh, na, uite-i. Cine e ăsta, bă? Ionuț. Ai văzut că s-a da, uite, vii după mine. Eu nu-ți au ajuns copiii să facă mișto de tine. Puli și Cosmin, nu știu ce părere ai.
dar nu, eu nu cred că era, cred că era Steca. Steca era, că m-a zis cu altcineva. Băi, fraților, încă o dată, dacă vreți să continuăm în fiecare zi cu câte un videoclip din această serie și cu alte serii, bineînțeles, nu uitați să dați acolo cât mai multe like-uri și vă mulțumesc foarte mult pentru toate like-urile, băieți, sunteți bombardieri. Dar acum trebuie să supraviețuim. Sunt prea tânăr ca să mor. Bă, dar trebuie să mai fie ceva pe aici. Crezi că eu sunt Steca? Sunt prea tânăr ca să mor, băieții. Ursul? Nu știu unde e ce teleportare asta. Olo, e unul lângă mine. Îl auzi? Păi ăștia și toată harta. Salut, băiatu, care e aici? Păi și tu știi toată harta. Da, uite-l. Nu m-am jucat niciodată pe harta asta. Cum să duci niciodată? Ha, ce prost e! Aolo! Da, pe un buton trebuie să te reporteze 3 ori. Vino cu acel. Cu mine m-am teleportat 3 ori de acolo. Haide! Da, te blochezi, vino! Moartea întreabă de tine! A, salut, Andrei! Alexe! Vine moartea! Salut! Sunt Andrei! Da, să știe teleportare, bă! Ceva m-a Steca! Păi, cât de prost e! Ceva m-a Steca, cum e viața? Sau care e acolo? Cum e viața, Zuz Andrei? Foarte bună! Moartea m-a luat! Băieți, nu vă jucați cu moartea, nu vă jucați cu focul, cum s-ar zice, pentru că uitați ce se întâmplă, băieți. M-am jucat cu focul și prostul de Asteca a găsit ascunzătoarea. Vino, coace, moartea. Ultimul e la noi spawn, ce prost. Ultimul la... Nu, unul e sus pe casă. Da, uite-l pe ăsta, am unde sus pe casă. Deci Pulix și Alex XD mai sunt în viață, băieți. Pulix și Alex XD. Mamă, Pulix, să returne. E nașpa că e Air Accelerate 10 și nu merge să faci niște strafe-uri de-astea frumoase. Știe omul meu, uitați-vă la el. Buuu, mamă, ia seria asta de teleportări. Mișto așa să-mi vezi niște serii de teleportări, că mi se pare super Catrinca, gen. Nu știu unde e asta. Aha! Moartea, bă! Ce prost e asta. Bă! Mamă, Pulix, ești urmărit. Pulix, ai ajuns la vârsta de 98 de ani, e momentul să... Stai afară. Da, mamă, mâncați-aș gura ta. Hai că a stat, ești nebun că a făcut asta toate schemele. Da, da, sunt în spatele lui. Vă, da. Ia să vedem ce știe să facă Pulix. Pulix, deci dacă scapi. Mamă, mamă, Pulix, nu mai ai ce să faci. Pulix! Nu! Hai. Alex, hai taci. Doamne. Pulix nu mai știa ce să facă, băieți, era dezorientat total, sărăcul, s-o a sărit cu spatele așa, mama, Alex, vedeți că știe spotul. A, de easy, băi, ăsta, că se vede. În casă sau afară? E in the house. In the house. Uitați cum se vede aici. Băi, vreau să caut și eu. Cine n-a fost? A, toți ați fost. Caut eu cu tine, no problem. Păi, n-am fost eu, cum adică? A, cine-i Dark? A intrat Dark, Dark, cine-i Dark? Am prins. Mama, Alex. Du-te la panoul ăla afară. Mă duc, da. V-a rupt. V-a rupt. Oh my god, băieți. Ce a făcut Alex? A schimbat un pic așa să nu mai fie monotonă schema, știi? Și i-a ieșit, frate. Chiar a ieșit, ești de mult. Easy. Hai, următorii. Eu cu cine? Am prins 4. Pulix. Hai, Pulix. Pulix, mamă, 30 de secunde au doar să se ascundă. Îmi place mult de tot sporul ăsta, uite, avem... păi vine dacă apare cineva aici, Pulix. Foarte bine. Caterinco, să ești nebun, păi nu vine nimeni aici. Mă, era mișto dacă mai era un spot aici. Știi sărțile alea unde sunt ascunzători în zona de unde pleacă killerul? Gen, alea sunt spoturi mișto. Păi uite, Andrei. Hai cu mine, cu mine. What the fuck, Pulix, cum a ajuns ăsta aici? Știe. Nu mai spune, că și eu știu. Păcat că n-ai rămas acolo. Mamă, Pulix, nu mai vrem de smoke-ul ăstora, bravo, băieți. Bă, dar nu... Bă, gata, am ieșit, aici. Cred. Bă, nu pot ieși. Nicio. Hai, ușă, hai, ce ușa. Prost știți suntem. Hai, hai, plec. Și Andrei îl știa, mă, spot-ul ăla. Nu mai spune, wow. Hai, da. Ce rău. Vine, fiți pe mine, bă, Andrei. Bă, da. Andrei. Nu sunt eu, nu sunt eu. Stați deja, băieți, că vreau să execut ceva frumos aici. Vreau să executando ceva frumos aici, gata. Bun. Avem mem și teleport, hai să dăm pe teleport. Oh, crevetca la etaj! Da, what? Unde a intrat ăla? S-a teleportat unul de la piscină. Salut, Andrei.
Salut. Ce faci? Tepo. Da, bro, da. Cred că te-a văzut și Pulix acolo, dar eu știam oricum. Stai liniștit că băiatul tău e aici prezent. Moartea întreabă de tine, Pulix, salut. Pulix și Măti, poadă. E unul mai încolo. E bine că avem radar și vedem punctele roșii și așa îi putem găsi mult mai ușor, știi? Moartea întreabă de Pulix. Poate aici. Bă. Crevetca! Mamă, i-am sărit lui ursul în cap, frate, zici că eram soate, ești nebun. Haide, Pulix, trei persoane mele sunt, Cosmin, Ionuț și Asteca, easy. Mamă, Ionuț. Unde sunt? Unde e Ionuț? Doi întasă unul afară. Nu trebuia să-i dai informația asta, că sunt 4 minute. Păi și ce? Era logic să caute și întasă și afară. Am eu o idee. Am o idee, băieți. După râsul lui Just Flag, mă, eu consider că Ionuț ar putea să fie... Cosmin, da. Ce prost ești. Aici. Nimeni. L-am găsit, da, pe ăla de afară. Și eu și mai prost. Salut. Ah, am murit. Să moară băieții. Salut, te pup, Asteca. Bun, Cosmin și Ionuț. Unde dracu sunt ăștia, mă? Sunt în casă. Ăsta era afară, nu? Și aia sunt în casă. Da, amândoi în același loc. S-am dus de același loc. Mi-e frică de ce o să se întâmple. Sunt băgați într-un cubuleț, ceva, în căsuță. Bă, Cosmine. Dacă vin, dai cu ăsta și mergem. Aha. Bine, fapt, eu sunt pregătit. Ia că am eu o idee. Aoleo! Nu-i nimeni aici. Ia, am găsit afară, amândoi acum. Unde sunt? Afară, afară la piscină. Erau la piscină, vrei să zici. Ia, până se duc în casă. Am intrat în casă, amândoi. Intră pe nuț. Bă. S-au băgat jos. Bă, nu vedeți, cred că n-a vrut nici. Bună, Flag, mă, ce faci? Ionuțe. O să începe seria de teleportări masive. Ionuțe. Bă, uite, aia, salut. Fac Flag, mă. Cosmine, fugi. No, come on. Cosmine! M-a teleportat doar pe mine. Pulix, du-te în piscină. Salut! Hai, râzi! Rădea băiatul. Băi, mă teleportase doar pe mine, bro! Nu mai pot! Rădea copilul, da. Crevet ca leșinar, mai e... Eu nu sunt de... Are scut bun. Ionuțe, fugi. Putem spune că este în casă. Este în casă, dar într-un fel nu în casă. Da. Tată, ce sigură. Știu unde e, gata. Forță la el, mă. Nu. San Andrei, zluză. Ecla. Alo. L-a găsit. Moartea îmi treabă de tine și eu cunosc o bine. Bine, mă, Pulix, cei mai buni noi suntem. Hai, următorii doi primii care au fost de fapt. Mamă, băieți, cea mai bună echipă. Echipa tank, ești nebun? Vezi că ai uitat să nu m-am uitat. Dar au niște indicii, bă, zici că... Ce, mă, că am zis că e în casă? Dar nu știam unde e. Hai, Alex, că e... Hai, deschideți ușa, băieți. Hai, toți și-a sentut sportul ăsta. Nu, nu, nu. Eu mă duc la spotul ăla care mai vezi. Nu, nu da să mă cu bine. Am eu o idee. E un acolo. Vezi, Alex, e un acolo. Da, da, da. Să stai afară când, da? Da, da. Ăla e aici, e după... Știu. Ce vorbiți, bă, e acolo codat? Nu ați găsit pe de ce nu. Vezi, vezi că ești aici codat. Mamă, dacă vin fix aici... Așteaptă puțin, Alex. Pregătește iară muniția, Cosmin. Da de ce m-a dat acolo, băgam iași picioarele, băieți, erau iarăși acolo, nu mai pot, băi. Teleportările sunt contra mea, băieți, teleportările sunt contra mea, taci, Sebastiane. Rip, bravo, Pulix, ce mai bună. LOL, ce spot au ăștia trei, Ionuț, Asteca și Cosmin, băieți. Pot să vă spun doar că unul e pe WC-ul. Aoleu, ne-am dus. Ne-ați dus? Hai, fugiți repede, repede. Ce vezi, mă? Bă, asta nu era spotul meu. Bă, dar e ve... Da, bă, uite, ce vezi. LOL, ce spot prost are Sebi, băieți.
E bun, e bun. Mamă, știau aia spot-ul, bă, ăștia știu trapele. Mamă, Cosmine, fugi că ești tânăr. A murit. Mamă, plec, mă, n-ai închis ungea. Aolo. Bă, dar e o teleportare, cum intri în casă pe care mulți nu știu sau nu se duc acolo, că mi se pare cea mai OP teleportare, frate. Asteca, și tu nu mai ai mult de 3, crede-mă. Te-ai dus? Bravo. Ionuțe, noi suntem Speranța. What? Ionuțe, eu în locul tău aș fugi urgent. Alex, păi e viol, dă-i viol. Deci Sebi este cel mai prost spot ever. Trebuie să fii prost să nu știi spotul ăsta și gen e ultimul viață, băieți, e ultimul viață și e cel mai prost spot ever, jur. Există pe toate mapele spotul ăsta. Chiar da. Uai, ce spot are ăsta, mă. Așa, da, da, mă. Cine? Nu. Alex, creierul lui Alex, ceva de genul, hai să merg la etaj, jur că pe scări după loading. Scări. Scările coboară pe toate hărțile. S-a dat S, gen a dat pe S, s-a dus în spate direct E și era Sebastian acolo. Bravo, Sebastian, e bun bear. Băi, fraților, cam ăsta a fost episodul Oameni Buni. Eu sper că v-a plăcut. Dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri, dați acolo cât mai multe like-uri și ne revedem data viitoare. Am fost Andrei, v-am pupat, bye bye.